Deșteptarea. O scurtă incursiune în ce se mai întâmplă în viața celor din Canada. Justin Trudeau se angajează să interzică străinilor să mai cumpere locuințe acolo în Canada. Prim-ministrul Canadei a promis că va introduce interdicție de 2 ani, atenție, asupra vânzării de locuințe cetățenilor străini, în speranța creșterii accesului cumpărătorilor locali la proprietățile imobiliare. Am mai auzit asta undeva. Zici că veneau chinezii, cumpărau case și erau prețul la case, nu? Au dus prețul mediu, se pare, al unei locuințe din Vancouver la peste 450.000 de euro. Chiar ei chinezii despre care pomeneai tu. Aha. Și a ieșit primul ministru Trudeau și a zis: până aici, 2 ani de zile, nu mai ai noștri. Sudare. E ca și cum ar fi cu pământul la noi, știi? Era o... Da, e o gândire. O gândire, da, asta, da. Noi nu ne vindem țara. Da. La noi, cine ne cumpără apartamentele de se scumpesc și astea? Adică, bă, nu pare picior de chinez pe aici? La noi s-au scumpit materialele și nu numai la noi, auzit, materialele da. Chiar mă gândeam acum zilele astea că, băi, cum o fi mai avantajos acum în condițiile noi, în care chiar vorbeam cu niște amici, că e foarte scump de făcut o casă. Foarte scump. Și de renovat. Și de renovat și de cumpărat. Am auzit că, pe lângă faptul că nu găsești muncitori, ceea ce e complicația pământului, materiale foarte, foarte scumpe. Adică... Cimentul, fierul s-a scumpit. Da. Tot ce se aduce pe relația asta din China, sunt scumpiri cu 40%. Și chiar mă gândeam, în momentul ăsta, cum e mai avantajos să mai fii proprietar, știi că suntem cam 90% dintre locuințele din România sunt ale proprietarilor. Am rămas în continuare în acest top. După ce, în 1990, sigur, s-au dat blocurile... Păi probabil ăsta e și motivul. Ăsta e și motivul și, mă rog, lumea e obișnuită să-și ia o casă. Dar acum... Mai rentează să-ți iei o casă sau adică, poți să stai cu chirie? Mă întreb dacă e mai rentabil să-ți faci o ipotecă sau să nu lucrezi cu banca, să stai pur și simplu chirie. Cu chirie și te muți când ai tu nevoie, nu ai cheltuielile alea mari ale casei, doar cheltuielile mici. Ai o flexibilitate mult mai mare, într-adevăr, dacă hotărăști să stai numai cu chirie. Și dacă ești tânăr și vrei să pleci și ți-ai schimbat rapid locul de muncă, ai plecat dintr-un oraș într-altul sau ai venit de unde ești, la București sau la Cluj, Dacă ești tânăr, la un moment dat vin anii peste tine și poate îți dorești tu un loc al tău, atunci ce faci? O să zici: aoleu, am stat 25 de ani prin chirii și uite că am dat banii pe chirie, n-am reușit să strâng și eu un bănuț deoparte să-mi iau o casă sau un apartament. Mi-a zis un prieten de-ai mei care trăiește la Viena că și el trage tare să-și ia o casă, că o să-i fie mai greu la pensie să plătească chiriile alea. Deși, cum să zic, n-are probleme, stă foarte fain și foarte bine și ar putea să stea în chirie în continuare, știi? Da. Dar nu trăiește în România. Nu trebuie, dar mă gândesc, e filozofia de care ziceai. Adică măcar dacă tot muncește și dă niște bani, să rămână cu ceva al lui, știi? Da, e o filozofie. Că sunt alții care spun: nu mă interesează, eu vreau să văd lumea, vreau să mă mut dintr-un oraș în altul, în țara mea, când am eu chef. Gen Irinel Columbeanu, care a dat un interviu zilele astea și... Mă rog, acum se zice că avea o avere de 150 de milioane de euro. Bine, hai, ok. Era bogat. Oricum, era bogat, în orice caz. Era mult mai bogat decât românii și acum stă undeva cu chirie, că nu mai are nici de unele, dar a zis că e fericit. Avea vila aia la Izvorani, din care filma toată ziua, era un reality show, da? Și acum înțeleg că stă într-un apartament de 2 camere, însă e interesantă declarația lui Irinel Columbeanu, a spus că se simte mai fericit stând cu chirie în acest apartament de 2 camere față de ce se întâmpla înainte. Eu cred că la 2 camere este un reality show mai fain. Dar hai să-i întrebăm pe... Serios, dacă ai imaginație asta. Hai să-i întrebăm pe oameni. Deci, dacă ar fi acum, cum merită? Care-i calculul pe care îl faceți? Adică, v-ați băga la o rată să vă luați casa prima voastră? Prima casă, nu știu, un credit ipotecar, prima casa. Casa voastră, prima casă, să aveți o casă sau... La chirii, că e mai simplu, ai dat banii, ți-ai văzut de viața ta, nu ai dureri de cap, te poți muta ușor, funcție de nevoile tale, nu te ține nimic în loc. Din experiența voastră de viață am dorit să auzim unele răspunsuri. Cum o fi, domnule, mai bine? Cum vă simțiți voi mai confortabil? Sau ce ați făcut, că sigur ați procedat? Casă proprie, deoarece nu aș putea trăi în chirie cu stresul că oricând proprietarul îmi poate zice să plec. Cred că așa zice. Asta îți poate spune și banca. Da, îți poate spune și banca dacă nu plătești. Mutatul dintr-un loc într-altul înseamnă deranj, stres, timp pierdut, risc.
Zice Aleș. Ce a zis Ardeleanu când a pierdut trenul? Ce bine să aibă omul lucrul lui. Dorian din Alexandria. Înțeleg că e proprietate. Proprietate, dar zice cineva, chiria nu poți lăsa moștenire, casa o poți lăsa moștenire copiilor. Păi să știți că și tata are casă și... Și ce? Păi și dacă o să o lase moștenire, ce, mă duc la vas lui înapoi sau care-i treaba? O închiriezi. O închiriezi? Uite, o să fii și... O să vină banii și de acolo. Știi ce înseamnă să mai ai altă casă, să își bătaie de cap e? Un impozit în plus. Un impozit în plus și reparații, că nu, o casă... E atunci poți să o donezi, dacă... Cere de mâncare. De nu donezi. Nu donezi. Casa părintească nu se vinde. Da, eu n-am, el a făcut-o după ce am plecat eu de acolo, deci... Nu contează. Da. Așa, hai să mai ascultăm un mesaj. Neața, băieți, Dan, sunt. Plătesc chirie 900 de lire, plus council tax încă 150, deci undeva la 1050 de lire pe lună. În banii ăștia aș putea să-mi plătesc o rată la casă. Și ce te reține? Probabil... Că nu e foarte sigur unde vrea să stabilească. Fiind de la Anglia, da. Să duce încolo, încoace, cine știe, e mai flexibilă piața. O chirie în Sibiu este de 250-300 de euro pe lună pentru un apartament de două camere. Același apartament la 65.000-70.000 de euro. După achitarea avansului de 15% pentru un credit ipotecar la o bancă, rata lunară are aceeași valoare. Sigur, aș cumpăra mai degrabă decât să plătesc chirie, ne spune Cornel. Cineva care locuiește într-un oraș de pe malul Dunării, într-un apartament cu două camere, cumpărat acum 17 ani prin credit ipotecar. Așa. Spune așa, deoarece salariile ne-au crescut binișor, ne gândim să mai facem un credit pentru a-i cumpăra copilului o garsonieră în cel mai apropiat centru universitar. Copilul fiind la gimnaziu, vom scăpa de grijă a chiriei când va ajunge la facultate. Am auzit foarte mulți părinți care gândesc așa. Până vom ieși la pensie, vom termina de achitat toate creditele. Ratele sunt mai mici decât chiriile, pentru că aveți creditul de acum 17 ani. Mai băieți, țin să vă anunț că și în afară am colegi, am prieteni, sunt proprietari de apartamente și case. Deci această mentalitate nu e doar în România a românului. Românul își cumpără și afară case și apartamente, în credite, în... O zi bună, Tino. Eu sunt curios ce s-ar fi întâmplat dacă nu ai fi avut posibilitatea să cumperi apartamentul ăla primit înainte de 89 de la stat, să-l cumperi pe o sumă modică, pentru că cam asta s-a întâmplat și de-aia suntem noi atât de mulți proprietari, nu neapărat pe locuințele noi. Neața, băieți. Neața. Am 30 de ani, să zicem că o experiență nu foarte vastă, dar am decis și am ales să-mi fac propria casă. Nu mi-a fost teamă de imobiliarul cu prima casă cu 30 de ani, astfel că împreună cu soția am mers pe două credite de nevoi personale, plus ceva bani pe care am avut strânși și undeva la țară, având terenul, am ridicat o casă de aproximativ 60.000 de euro, în care urmează să ne mutăm foarte curând. Deci eu sunt adeptul a avea casă, a avea proprietate și nu a sta cu chirie. Și o casă pe pământ. Că și aici poate fi o discuție. Ce preferați? O casă pe pământ sau un apartament? Un penthouse? Știi cum e? Fiecare visează la ce n-are. Că la casă stai să vezi tu câte probleme sunt. Vrei să tunzi iarba? Apropo... Deșteptarea